Da, BNR ar putea astăzi să anunțe majorarea dobânzii de referință, spun specialiștii. Asta înseamnă costuri mai mari pentru credite și implicit creșterea ratelor. Banca Națională urmează să anunțe astăzi și ce scumpiri vin în următoarele luni, în condițiile în care inflația a atins în luna august 15% maximul ultimilor ani și ar putea să rămână aici. Și este alături de noi, prin legătură Skype, domnul Adrian Negrescu, consultant financiar. Bună ziua, domnule Negrescu, din nou Bună o ziua, bine creștere bine. a dobânzii de referință ce înseamnă asta pentru indicele Robor cât ar putea să crească creditele dobânzile la credit ar putea să crească cu 0,5, 0,75 sau 1%. Depinde cu cât va crește Banca Națională de Obânda Cheie, pentru că aici o decizie extrem de importantă. BNR, din punctul meu de vedere, merge pe o gheață foarte subțire. Pentru că crește prea mult dobânzile și mai departe se duc și spre roboți și RCC. Asta înseamnă că oamenii nu se prea mai poată să-și plătească ratele la credite, la dobânzi de 10-12%. Dacă însă crește prea puțin, s-ar putea să nu mai lupte cu inflația și atunci vom avea o problemă pe zona asta de inflație. Vor continua să crească prețurile. Deci, Undeva trebuie foarte bine cântărită de decizia Pentru că indiferent ce decizie va lua Va avea efecte negative în economie Ce se va întâmpla cu ratele românilor Vor crește atâta timp cât vom avea o inflație mare Adică prețurile vor continua să crească Iar ieri au venit, niște, au venit niște date extrem de importante De la Institutul de Statistică Prețurile la poarta fabricii Au crescut cu 53% Deci inflația nu se domolește Din păcate crește în continuare Deci atâta timp cât vom avea prețuri mari Să ne așteptăm ca și dobânzile să fie foarte mari Astfel încât în 2023 vom plăti, din păcate, dobândi la credite de 10%, inclusiv pe indicele IRCC. Da, vor fi afectate pe ambele modalități pentru credite. Dumneavoastră spuneți că ar putea inclusiv să crească cu 1%. Informațiile sunt că ar fi o majorare undeva la 0,75%. Ce să facă oamenii, domnule Negrescu, să le dăm și sfaturi, pentru că cei mai mulți sunt sufocați de credite și dacă spuneți că am putea să ajungem și mai sus cu tot. Da, putem ajunge la o dobândă totală de 10%, adică punem aici și marșa băncii. Da? De deci, oamenii trebuie să înțeleagă că atunci, când îți iei un credit, nu mai stai 20 de ani în relația cu aceeași bancă și doar îți plătești ratele. Trebuie să cauți odată la 3-4 ani să-ți refinanțezi creditul, să cauți condiții mai bune, dobânzi mai mici, costuri de finanțare mai mici. Da? Deci tot tot timpul să cauți, să găsești cea mai bună variantă din piață, în așa fel încât să plătești o rată mai mică și să nu scăsească dobânzile așa peste noapte. Deci tot timpul trebuie să ne uităm la ceea ce, ceea ce plătim și să fim atenți la condițiile de finanțare și la, la ce um, condiții oferă sistemul bancar, pentru că altfel ne vom trezi ca la facturile la energie. Anul trecut am avut 0,47 de bani pe, pe kilowat. Anul ăsta, odată cu uh, înnoirea contractelor, suntem la 4 lei pe kilowat. Și mulți dintre români, din păcate, nu s-au uitat în contract să vadă că li s-a scumpit de 4 ori prețul energiei electrice. Da, de 4 ori uh, și sunt și cei care depășesc plafoanele și da, vor plăti acel preț din contract. Mulțumesc, domnule Negresu, cu, pentru analiză.